Cea mai nouă tehnologie în materie de camere auto este chiar aici, în mâinile mele. 70 Mai Omni este prima cameră auto cu filmare la 360 de grade. Vine cu un sistem de inteligență artificială, asistență la conducere, funcție de selfie și multe, multe altele. Dar hai să vezi despre ce e vorba. Despre 70 Mai Omni probabil ai mai auzit dacă ți-ai mai căutat vreodată o cameră auto, pentru că este unul dintre cele mai cunoscute branduri la nivel mondial în zona asta de camere auto. Iar în această cameră au inclus toată tehnologia pe care o aveau la îndemână în momentul de față și, culmea, au reușit să o păstreze și la un preț bun din punctul meu de vedere. Bun, dar hai să trecem la treabă, la treaba aia serioasă. În cutie, pe lângă camera asta în sine, o să găsești și un cablu lung de 3,5 metri cu un port USB-C într-o parte, care intră aici direct în cameră, și cu un port USB-A în cealaltă parte. Capătul USB-A îl poți conecta direct în portul din mașina ta, dacă ai un port USB acolo, sau găsești în pachet și un adaptor de brichetă care are două mufe USB-A, într-una intră camera, iar pe cealaltă o folosești la încărcarea telefonului sau la orice altceva vrei tu. Tot în pachet o să găsești și o tijă de plastic asta, subțirică, așa foarte utilă, cu ajutorul căreia poți ascunde mai ușor cablul de încărcare pe sub bordul mașinii sau pe sub plasticele alea de acolo, ca să nu atârne așa pe la suprafață. Montajul camerei pe parbriz mi se pare foarte ingenios și ușor de făcut. Găsești în pachet două autocolante din astea, autocolante electrostatice, așa le numesc ei. Practic, imaginează-ți treaba asta ca o folie de plastic pe care o pui pe ecranul telefonului mobil, doar că e tăiată specific pentru treaba asta. Tot ai nevoie de o singură folie la montaj, dar în pachet mai ai una de rezervă. Bun, folia asta se lipește direct pe parbriz, în zona în care vrei să montezi camera. Folia are și un cerc desenat pe ea, cam de mărimea asta, unde vei lipi camera. Camera are deja montat pe ea un bănuț din ăsta dublu adeziv, care se lipește foarte ușor pe folie. Pur și simplu folia stă așa pe parbriz și vine bănuțul peste. După ce ai făcut treaba asta, gata, ai terminat instalarea. Atât de simplu e. În pachet găsești și bănuțul ăsta de rezervă în caz că îți schimbi mașina sau parbrizul și na, vrei să muți camera acolo, să poți face toți pașii ăștia fără bătăi de cap. Și cam așa se vede camera conectată pe mașina mea. După ce ai lipit camera, trebuie doar să o conectezi prin USB și să urmezi pașii afișați pe ecran. Va trebui să-i faci setările instalând pe telefon aplicația 70 Mai și ești gata de drum. Poți regla unghiul de filmare pe vertical, trăgând pur și simplu de cameră în sus sau în jos, iar dacă vrei să setezi și direcția uzuală de filmare, pur și simplu te joci cu săgeți astea din aplicația 70 Mai. Iar în momentul ăsta, camera va filma continuu, fără să apeși tu pe nimic. Totul e filmat la o rezoluție de 1920x1080p, iar pentru că e o cameră cu diafragmă foarte mare, cu un f/1.5, o să ai cadre luminoase chiar și noaptea. Și poți vedea chiar acum pe ecran câteva cadre înregistrate în timpul nopții și, după cum vezi, luminozitatea filmării e destul de bună chiar și în condițiile astea. Totodată, camera are și funcție de HDR, care face ca imaginile filmate cu soarele din față, spre exemplu, să nu fie arse și să poți vedea detalii bine chiar și așa. Ce mai trebuie să știi este că nu ai posibilitatea de a adăuga un card SD în cameră, așa că tot ce filmează este salvat direct în memoria ei internă. Asta e bine pentru că nu trebuie să plătești extra pentru un card, dar trebuie să decizi ce capacitate ți se potrivește. Modelul testat de mine are o memorie de 32 de giga, dintre care folosibili sunt doar vreo 30, restul fiind ocupați de sistemul de operare, așa cum se întâmplă la orice device. Făcând înregistrări de o calitate mare, având și HDR-ul activat, am văzut că se ocupă cam 1 giga de memorie așa cu fiecare 6 minute de filmare. Deci, concomitent, se păstrează pe camera asta cam 180 de minute de filmare. Detaliul ăsta mie mi s-a părut foarte important pentru că dacă vrei să vezi filmări de acum 3 zile, s-ar putea ca ele să se fi șters în caz că nu ai destulă memorie disponibilă și că ai mers foarte mult cu mașina în astea 3 zile. Pentru că atunci când se umple memoria, camera șterge automat cel mai vechi video salvat în ea ca să mai elibereze din spațiu și face asta constant fără să fie nevoie să intervii tu în vreun fel. Dar așa, ca idee, ți-aș recomanda să cumpere o variantă de 64 sau chiar de 128 de giga de memorie, tocmai ca să ai un istoric mai lung al filmărilor. Bine, dacă se întâmplă incidente, ele oricum se salvează într-un folder separat și rămân acolo oricum, dar filmările fără incidente se șterg automat când se umple memoria. Bun, dar ziceam și de ceva inteligență artificială, nu? Ei bine, camera asta are și o funcție numită ADAS, care oferă suport atunci când conduci, în sensul că îți dă o alertă dacă te apropii prea mult de mașina din față ca să fii mai pregătit să frânezi, sau te alertează dacă nu menții banda sau, nu știu, îți poate trimite alerte dacă sar pieton pe trecere și așa mai departe, pentru că are un unghi de filmare de 140 de grade și vede foarte multe lucruri, uneori mai multe decât reușim noi să ne dăm seama în timp real, iar cu inteligența artificială reușește să ne și alerteze de
ce se întâmplă în trafic. Dincolo de asta, ai și opțiunea de voice control, care deocamdată merge doar în limba engleză, dar care te poate ajuta în anumite situații. Spre exemplu, îi poți spune camerei shoot left sau shoot right și se întoarce singur în stânga sau în dreapta și face acolo o filmare de câteva secunde, dar are și comenzi mai prietenești, de exemplu take selfie, moment în care se întoarce camera către tine și face o poză în interiorul mașinii. Sau îi poți spune shoot vlog și face o filmare ca o panoramă care se oprește la tine. Totul durează și aici doar câteva secunde, apoi se întoarce și filmează în față așa cum ar trebui ea să facă. Ce mi-a plăcut la ea este faptul că are o stabilitate foarte bună a imaginii. Mi se pare important ca o cameră de bord să fie stabilă ca să nu rateze detalii importante când ai mai mare nevoie de ea. De exemplu, dacă te-a lovit cineva, e important să înregistreze clar ce s-a întâmplat, nu să fie așa o imagine zgâlțâită din care nu se înțelege nimic. Iar pe ecran poți vedea chiar acum cât de stabilă rămâne înregistrarea, chiar și când drumul e mai nasol așa. Dacă vrei să salvezi în telefon imaginile de pe cameră, tot ce ai de făcut este să deschizi aplicația 70 Mai, să conectezi telefonul la cameră, apoi vei avea acces la toată galeria de filmări din trafic, selfie-uri sau vloguri pe care le-ai înregistrat și de fapt tot ce e în memoria ei. Și direct din aplicație poți salva ce te interesează pe tine direct în telefon. Dacă totuși ai vrea să ai filmări în laptop, e și mai simplu de atât, pentru că această cameră se poate decupla de la parbriz foarte ușor. Are așa un fel de capac de prindere care se rotește și se deconectează foarte ușor și apoi o iei în casă, o conectezi prin USB la laptop și o să-ți apară ca un stick obișnuit, iar de acolo salvezi liniștit toate imaginile. Bun, dar astea sunt funcțiile așa de bază, să zicem. Există însă și câteva funcții mai smart de atât, dar care necesită puțin mai multă muncă de setup, dacă ar fi să zicem așa. Odată cu camera, poți să-ți cumperi și acest kit 4G care se instalează direct la tabloul de siguranță al mașinii și, apropo, fac o paranteză aici, instalarea se face cu ajutorul unui electrician auto, nu-ți recomand să umbli tu pe acolo ca să nu strici ceva, dar după ce conectezi kitul 4G la tabloul mașinii, introduci și o cartelă SIM în dispozitivul ăsta, iar în momentul ăla, camera ta prinde super puteri. De ce spun asta? Pentru că ea o să rămână activă mereu, iar asta înseamnă că poate supraveghea mașina ta cât e parcată. Mai mult, dacă simte un șoc, se îndreaptă automat în direcția respectivă ca să vadă cine te-a lovit și să înregistreze situația. Bonus, tu primești notificare pe telefon ca să vii să vezi care-i treaba cât mai repede. Mai mult, are și un mod de detectare a mișcării prin care vede dacă se apropie cineva prea mult de mașina ta și ar putea reprezenta un risc, cum ar fi niște copii care se joacă cu o minge sau care se dau pe skateboard chiar pe lângă mașină, deci îi vede și dacă simte că e vreun risc, îți dă notificare. Ba mai mult, poți oricând de pe telefon să controlezi camera și să vezi ce vede și ea, dar poți și să monitorizezi prin GPS locația exactă a mașinii sau să vezi unde ai parcat-o în caz că ai uitat. Cum ziceam, e un dispozitiv foarte inteligent, nu e o simplă cameră care se rotește la 360 de grade, ci e super smart și dacă ar fi să ne uităm la prețul, să găsești camera asta la un preț de aproximativ 1000 de lei, asta dacă o iei singură. Dacă o iei împreună cu kitul 4G, costă aproximativ 1400 de lei. Mie mi se pare un preț bun pentru un device atât de smart, iar dacă vrei să citești mai multe, găsești un link cu detalii în descriere. Ah, iar aici ai un alt video care cred că ți-ar fi util.